Bună! Astăzi voi face un unboxing farmacie. Am coletul aici lângă mine, dar înainte de a vă arăta ceea ce am comandat pentru mine și ce am avut pe comandă, vreau să vă arăt produsele cu care am realizat acest machiaj. 99% dintre produse sunt produse farmacie și o să vi le arăt pe fiecare în parte. Ca bază de machiaj am folosit această cremă VFX Pro. Oferă pielii strălucire, se simte hidratantă, se poate aplica pe toată fața sau doar în zonele în care doriți să ilumineze. Eu am folosit-o pe toată fața, este a doua oară când o folosesc și momentan sunt mulțumită de ea. Fond de ten. Îl folosesc pe acesta, tot de la VFX Pro. Are o putere mare de acoperire, rezistă pe față un timp îndelungat. Este potrivit pentru orice tip de ten. Eu am folosit destul de mult produs din el și cu siguranță o să-l recumpăr. Nuanța mea este 02 Natural Beige. Nu știu dacă se observă. Îmi place foarte mult. Și l-am aplicat cu acest burețel. Nu pot să spun că este printre preferații mei. Își face destul de bine treaba, întinde produsul, dar am impresia că absorbe foarte mult produs. Anticearcăn l-am folosit pe acesta. Este un anticearcăn lichid în nuanța 04 pur beige. Se adaptează în nuanța tenului. Și este o textură destul de cremoasă, așa arată el. Am aplicat această pudră, eu am în nuanța 04. Din câte știu, această pudră nu se mai găsește în catalog, din păcate. Are o textură mătăsoasă. Și am aplicat-o cu această pensulă cu două capete. Capătul acesta îl folosesc pentru aplicarea pudrei și acest capăt aplic pudra sub ochi sau îmi aplic fardul de ochi, așa cum am făcut și astăzi. La ochi am aplicat această bază pentru fard, fixează machiajul, îl face să reziste pe tot parcursul zilei și l-am aplicat cu această pensulă. Această pensulă zice că este pentru fard, dar sincer eu o folosesc doar pentru aplicarea bazei de machiaj. Pentru conturarea feței am folosit această paletă 3-in-1. A venit ambalată așa într-o cutie foarte drăguță. Am păstrat ambalajul pentru că îmi place foarte mult. Această paletă în interior are blush, iluminator și bronzer. Cred că este tot așa a doua oară pentru că nu am de foarte mult timp. Blush-ul și iluminatorul îmi plac foarte mult și bronzerul este destul de ok, dar de blush și iluminator sunt chiar foarte mulțumită. Așa arată ea, este destul de mare. La sprâncene am folosit acest creion de la Avon, este nuanța light brown. Așa arată. Și cu această pensulă. Îmi place foarte mult să folosesc acest capăt pentru a pregăti sprânceana. La ochi am folosit acest fard trio. Este nuanța 04. Așa, am folosit nuanța de aici și cea de aici. Aceste două le-am folosit. Așa arată trusa. Și cum v-am zis, am folosit acest capăt de la pensule pentru a aplica fardul. Pentru blush și iluminator am folosit această pensulă. Așa arată ea.
La ochi am mai folosit acest tuș negru. Îmi place foarte mult. Și l-am aplicat cu această pensulă. Așa arată ea. Acest tuș este rezistent la apă și se aplică foarte ușor. La gene am folosit acest primer de la Evelyn. Îmi place pentru că pregătește genele și le alungește. Așa arată. Apoi am folosit acest rimel Zen. Are o perie din silicon. Permite separarea genelor, le oferă volum. Da, iar pentru conturarea buzelor am folosit acest creion de buze în nuanța 220 și acest ruj lichid, acesta, în nuanța 02 Soft Peach. Așa arată el. Acestea au fost produsele care le-am folosit pentru acest machiaj. Sper că v-au plăcut. Și imediat o să desfacem și o să vedem ce avem pe comandă. O să iau coletul și am să-l pun aici lângă mine. Uitați-l. Așa arată. Eu l-am desfăcut dinainte, ca să nu mai stau să mă chinui. Și am avut, pe comandă am avut niște seturi, au fost în ofertă, un set de curățenie a casei, un set de curățenie a bucătăriei și încă un set de îngrijire a pielii. Acela am avut două și o să începem cu setul de curățenie a casei. Să începem cu setul. Primul produs din set, au fost patru produse, este acest detergent multifuncțional cu arome de flori albe. Curăță eficient toate tipurile de murdărie și grăsime, iar are 500 de mililitri. Am mai avut în set această soluție pentru curățarea suprafețelor din lemn. Are 100 de mililitri. Al treilea produs din set a fost acest spray. Este un spray pentru curățarea ecranelor. Nu zgârie, nu lasă urme, se usucă rapid. Haideți să vedem cum este înăuntru. Uitați, așa este spray-ul și vine însoțit de această cârpiță. Iar al patrulea produs au fost aceste șervețele umede pentru curățarea suprafețelor. Ele au 40 de bucăți înăuntru, iar toate aceste patru produse au fost la prețul de 42 de lei. Al doilea set pentru curățenia bucătăriei. Avem o soluție de îndepărtare a grăsimii. Aceasta are 500 de mililitri. Se poate aplica pe blatul de bucătărie, dulapuri, oțel inoxidabil, pentru mult mai multe suprafețe. Gresie, hotă, este destul de bun. Da, este primul produs din set. Apoi, setul mai conținea acest detergent de vase. Are 300 de mililitri. Această soluție pentru curățarea suprafețelor metalice acționează pe toate materialele și suprafețele metalice. Are 200 de mililitri.
Și al patrulea produs din acest set a fost acest burete magic pentru vase. Toate acestea au fost la 40 de lei. Al treilea set este pentru îngrijirea pielii și v-am spus că am avut două pe comandă și acesta conține crema de mâini, care are 75 de mililitere. Sunt cu extract de alge și aloe vera. Acest săpun lichid, așa arată, el are 300 de mililitri. Și un gel de duș la 375 de mililitri. Setul acesta a fost 20 de lei. Și așa cum v-am spus, am avut două seturi pe comandă. Am mai avut pe comandă două geluri antibacteriene. Unul este pentru mine și unul pe comandă. Pe comandă am mai avut acest creion în nuanța 06. O perie cu oglindă pentru poșetă. Și eu mi-am mai luat un creion retractabil în nuanța 03. Este un gri. Era în zona de outlet. Probabil la fel și acesta nu va mai veni în catalog. Și am mai avut pe comandă, nu pe comandă, comandat pentru mine, un set de 4 luciuri de buze. L-am așteptat foarte mult, abia așteptam să vină. Acest set a fost 90 de lei. Haideți să-l deschidem. Așa arată el în interior. Și avem aici nuanța 01. Așa arată. Butter Sweet. Haideți să încerc să le desfac. Eu coletul l-am desfăcut înainte și pentru că doream să văd acest set, n-am mai avut răbdare și l-am desfăcut. Așa este. Abia aștept să le folosesc. Celălalt este nuanța 02 Bubblegum. Da. Asta este nuanța. Haideți să le încerc pe mână să le vedem. Imediat îl încerc și pe celălalt. O să vi le arăt pe toate. Cel de-al treilea este 03 Honey Pot. Așa arată. Și îl voi desface imediat să vi-l arăt. Așa arată el. Se fac aici și lui. Au un miros extraordinar. Iar cel de-al patrulea este nuanța 04 Berry Match. Imediat vi-l arăt și pe acesta. Uitați. Facem și lui aici. Sper că v-a plăcut comanda mea. Sper să vă abonați la acest canal și să mai reveniți. Uitați cum sunt nuanțele. Acestea sunt nuanțele. Vă doresc o zi bună, un Paște fericit și vă îmbrățișez cu drag. Vă pup!